Aș vrea să mai spun ceva. Foarte mulți cumpărători, atunci când se cumpere o casă, se uită câți metri pătrați are. Fără să se gândească la funcționalitate, fără să se gândească la costurile lunare pe care le implică acea casă, întreținerea acelei case. Ori eu cred că mai mult decât atât ar trebui să intri și să vezi dacă te simți acasă, dacă compartimentarea casei este funcțională, dacă te reprezintă. Dacă, nu neapărat metri pătrați. Casa are 80 de metri pătrați, cu o amprentă de 40 jos și 40 sus și 300 de metri de De teren. pătru, da? Da, Și poți da. să ne spui cât costă în momentul ăsta casa? 98.000 de euro. Deci casa se vinde la 98.000 de La euro. cheie, perfect funcțională, cu toate lucrurile implementate. Pompă de căldură, energie. Deci are și încălzire în Și partoseală încălzire și răcire. și Pompa de răcire. căldură face și încălzirea și răcirea partoselii, astfel încât nu o să-ți vâjie vântul pe la ureche, aerul condiționat, totul se face de jos.